39-24 e raport victorii-înfrângeri în meciurile de simplu, 5-4 în Grand Slam-uri și 32-23 în meciurile dublu în 2018. Putem afirma că acest an a fost cel mai bun al tău? Nu aveam aceste așteptări și doar era un vis pe care mi-l doream de mică. Mă bucur tare mult pentru aceste reușite. În prima parte a anului ai avut două finale pierdute, la Hobart și Braga. Ce gândește un jucător în postura asta? Mai ales că până atunci nu aveai încă niciun titlu la simplu și probabil îți doreai foarte mult lucrul acesta. Prietena cu care am fost și la Praga și la două turnee WTA de anul trecut, că al treilea va fi sigur cu noroc și așa a fost. Dar după cele două înfrângeri din Hobart și Praga, sincer m-am gândit că mai îmi trebuie puțin ca să pot câștiga mai mult, un pic mai multă încredere și un alt fel de mental strength dinaintea unui match, dinaintea unei finale. Adică am prins mai multă experiență, fiind primele două finale de turnee WTA, poate erau niște emoții mai mari decât celelalte adversare care mai jucaseră. Și ușor-ușor am reușit să mi le alung și să îl iau ca pe un meci ca oricare altul, nu ca o finală. Roland Garros 2018 ți-a adus cel mai bun rezultat într-un Grand Slam. Optim. Ce senzație ai trăit la Paris? A fost un sentiment extraordinar de un merit pe care mi l-am acordat singură și munca ce a fost răsplătită de-a lungul timpului. Și m-am simțit atunci extrem de încântată și am realizat că am potențial de a câștiga împotriva oricărei jucătoare. Cum ai trăit succesul Simonei Halep la Paris, primul al unei românce după multă vreme într-un Grand Slam? Sigur că m-am bucurat mult pentru ea, și merita acest titlu de mai mult timp și categoric și eu mi-aș dori să fiu în postura ei, pentru că sunt sigură că e un sentiment extraordinar și a fost pentru ea cel mai fericit, clar, moment al carierei. Și mă bucur că l-a reușit până la urmă. La turneul de la București din vară ai făcut semifinale, la fel ca și în alte trei turnee, la Mainland, Strasbourg și Birmingham. Cum trăiește un jucător de tenis victoriile de la turneul de acasă? A fost un turneu foarte greu pentru mine, cel din București. Venisem direct de la Wimbledon, nu mai jucasem de peste o lună pe zgură și acomodarea de la iarbă la zgură n-a fost așa de rapidă cum îmi imaginam. Pe lângă asta eram puțin obosită și publicul, toată lumea se aștepta ca eu să ajung cel puțin până în ultimul act și simțeam o presiune. A fost destul de epuizant pentru mine acel turneu, pentru că erau mereu anumite lucruri de făcut pentru turneu și aveam puțin timp pentru mine, pentru recuperare, dar eu am jucat acel turneu special pentru public, special pentru cei din toată țara să mă poată vedea live. Și de aceea am făcut aceste eforturi și mă bucur mult că au reușit să mă vadă și asta e. Și semifinala a fost ok, dacă nu s-a putut mai mult. San Jose ți-a dus primul titlu simplu la WTA. Cum ai caracteriza acest succes? O să zic apogeul carierei mele a fost acesta și mi-a adus cel mai bun clasament WTA la simplu și mi-a adus cea mai mare fericire și oarecum a fost ca o eliberare, ca un release pentru mine. În momentul în care am câștigat acel turneu, pur și simplu m-am simțit extrem de relaxată și fericită și mi-am dat seama că am potențial chiar mare. Și după San Jose a venit accidentarea de la Montreal. La ce te-ai gândit în clipele ce au urmat accidentării din meciul cu Svitolina? Pur și simplu la arbitra care nu a reușit să oprească meciul, la rugămințile mele și faptul că eu simțeam că terenul este alunecos și doream măcar câteva minute să stăm să vedem ce se întâmplă cu el, pentru că mie mi-a fost frică după aceea și la două puncte distanță am alunecat. Deci numai la asta mă gândeam, numai la ea și nu înțelegeam de ce a făcut așa ceva și care a fost motivul pentru care n-a fost în stare să întrerupă măcar două minute meciul să vedem ce se întâmplă. Și ulterior am spus că n-am ce să fac, nu puteam controla eu așa ceva și să trec peste, pentru că odată recuperată, tenisul nu se uită și după o perioadă rezultatele vor veni. Cât de dificil a fost recuperarea? A fost destul de dificilă, mai ales în primele 3 săptămâni când eram la New York, pentru că
am lucrat cu un osteopat acolo și totul lucra cu mâna și au fost extrem de dureroase ședințele de recuperare. Și eram conștientă că va fi o recuperare foarte grea pentru că ligamentul era rupt total și atunci îți trebuie o perioadă destul de lungă de revenire, ca să zic așa. Și am fost destul de concentrată, adică m-am axat numai pe ea în perioada respectivă. Cum te simți acum din punct de vedere fizic? Acum sunt bine. Mă bucur mult că mi-am revenit și de la turneu la turneu, chiar dacă am pierdut în primul tur, meciurile au fost mai bune și jocul meu a fost mult mai bun. Și o să plec în decembrie pe 26 sau 27 la Brisbane, primul turneu, după care voi juca celelalte turnee din Australia, finalizând cu Australian Open. În Fed Cup, România va juca în februarie în grupa mondială cu Cehia, în deplasare, care tocmai a câștigat ediția 2018 a competiției. Cum crezi că va fi acest meci? Va fi un meci dificil, într-adevăr. Ele sunt jucătoare cu experiență, au mai avut rezultate bune și în Fed Cup și avem un mic dezavantaj că jucăm și în Cehia la ei acasă și mereu publicul acolo este foarte mare și le susține foarte mult. Dar noi avem o echipă extraordinară de Fed Cup și sunt sigură că vom face un rezultat bun de această dată. Ce au special meciurile de Fed Cup pentru voi ca jucătoare? Sunt total diferite, luptăm și mai mult și pentru țară, pentru titlul României și este acest spirit de echipă, ce nu este foarte des pentru că avem turnee individuale pe tot parcursul anului și ne adunăm toți cei mai buni din tenisul românesc într-o săptămână și încercăm să ne ajutăm unul pe celălalt, chiar e un sentiment aparte. La dublu ai avut de asemenea un 2018 excelent, cu un titlu, 3 finale și 5 semifinale. Cum l-ai caracteriza anul în turneele de dublu? Păi eu mereu am jucat simplu și dublu și la turneele ITF înainte și mereu aveam rezultate bune pe ambele planuri, adică mă descurcam. Și sincer mă bucur că am reușit să am aceste rezultate și la dublu pentru că mă ajută și în meciurile de simplu. Anumite lucruri pe care le fac într-un meci de dublu, să avansez la fileu, astea îmi dau și o agresivitate mai mare la simplu. Așa că eu voi continua și simplu și dublu și în anul ce urmează și sper să am rezultate bune. Ai timp de o vacanță în perioada aceasta? Nu, dacă nu m-aș fi accidentat, era plănuită o vacanță la finalul anului, dar pentru că am avut o pauză în urmă cu 2 luni de zile, nu voi mai avea acum timp de vacanță. Îmi axez tot timpul rămas până în Australia pentru pregătire și recuperare, ca să fiu cât mai bine pregătită. Unde îți vei petrece sărbătorile de anul? Acasă, cu familia și după 2 zile voi pleca direct. Ce îți propui de la anul competițional 2019? Îmi doresc tare mult să intru din nou în top 20 și chiar cât mai aproape de top 10 și să fiu sănătoasă, dar nu mă gândesc foarte mult la lucrurile acestea, cât îmi doresc să joc fiecare meci cap-coadă la fiecare turneu.